O cercetătoare româncă a fost selectată de NASA pentru un experiment privind viața pe planeta Marte. Aceasta va participa la un experiment ce va dura un an într-o capsulă care va replica existența umană de pe planeta Marte. Irina Anca Șelariu a fost selectată de NASA pentru a lua parte la prima misiune de un an a agenției într-un habitat ce va simula viața pe Marte. Yali se va alătura altor trei cercetători, iar echipa va avea rolul de a simula provocările unei misiuni umane pe Marte. Printre acestea se numără limitările de resurse, defecțiunile echipamentelor, întârzierile de comunicare și alți factori de stres de mediu. Într-un discurs susținut în 2018, românca a vorbit despre pasiunea sa și despre motivele pentru care oamenii trebuie să ajungă pe planeta roșie. People ask me why would you want to go to Mars? There's so much that needs to be fixed here on Earth. And my answer is that's exactly why I need to go to Mars. Because the side effects of the technologies will actually end up solving problems that we have here today. Anca Șelariu și-a început studiile la Universitatea Transilvania Brașov și le-a continuat în Statele Unite. Românca este specialist în microbiologie și are un doctorat în biomedicină la Universitatea din New Jersey. Experiența ei cuprinde descoperirea și fabricarea vaccinurilor virale și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase. Trimiterea unei misiuni umane pe Marte este un mai vechi obiectiv al NASA, la care de aproximativ un deceniu i s-a alăturat și compania SpaceX a lui Elon Musk. De altfel, acesta a și demarat așa-numitul program SpaceX Mars, în cadrul căruia au fost deja concepute mai multe proiecte de vehicule care să faciliteze colonizarea planetei roșii. Și discutăm despre acest subiect cu fizicianul Cristian Presură. Bună seara, domnule Presură! Bună seara! Așadar, vedem că Anca Șelariu are această oportunitate de a participa la acest experiment, un experiment inedit care presupune ca pentru un an de zile să poată să trăiască în aceste condiții care simulează viața pe Marte și v-aș întreba care ar fi pentru cei care vor experimenta acest lucru, care ar fi cele mai mari provocări în opinia dumneavoastră? Izolarea. Izolarea în mod sigur, pentru că vor sta doar câțiva oameni, patru am înțeles, pentru un an de zile și vor trebui să trăiască împreună. Și asta nu este așa de ușor. Și astfel de teste s-au mai făcut, deci nu este prima dată. A mai fost făcut un astfel de test în Rusia, care a durat în trei etape, a treia etapă a depășit un an de zile. Și iarăși NASA a mai făcut un astfel de test prin 2016, dacă nu mă înșel, tot așa, izolare timp de un an de zile. Și în toate testele a reușit de fapt că izolarea este una dintre problemele majore. Pe de altă parte, care sunt reacțiile în urma unor astfel de teste, pentru că spuneați că au mai avut loc, și să nu uităm că totuși pentru o eventuală deplasare către Marte, timpul este mult mai îndelungat decât acest an de experiment la care, iată, ar lua parte cei care s-ar încadra. Absolut, plus că va fi o plecare pe Marte pe bune. Așa cum făceau exploratorii în trecut, când mergeau în Antarctica pe bune. Una este ca să faci o simulare într-un laborator și după aceea să te gândești dacă nu ți este bine și ești bolnav, ok, te scot de acolo afară și te trimit la spital. Și alta este să fii la milioane de kilometri depărtare și să n-ai niciun fel de ajutor dacă ți se întâmplă ceva. Deci presiunea psihologică a depărtării, a singurătății va fi efectiv uriașă, mult mai mare decât ceea ce vedem noi în simulări. Dar este adevărat că în simulări ei reușesc să testeze și alte lucruri în afară de aceste probleme psihologice, interacțiunea dintre oameni, sunt și alte lucruri pe care le testează, cum ar fi, de exemplu, biologie, ce trebuie făcut, ce trebuie mâncat, cum să combin ceea ce ai de mâncat, cum comunici cu cei din afară. Deci în simulările trecute, de exemplu, se folosea o întârziere, pentru că semnalul nu ajunge instantaneu la Marte. Are o întârziere de 10 minute, 20 de minute, depinzând de poziția celor două planete. Și s-au testat și aceste situații de avarie, ca să zic așa, în care, da, îți vine răspunsul de pe pământ după 12 minute. Ce faci când trebuie să iei o decizie de urgență? Și v-aș mai întreba,
aici sunt experimentate și alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, gravitația, pentru că poate este diferită pe Marte. Sau, nu știu, să spunem, cum spunea și dumneavoastră, acolo, dacă merg, poate vor trebui, cu siguranță, de fapt, să fie ei cei care furnizează alimentele pentru grup. Nu vor avea, poate, atât de multe suplimente de alimente la ei. Da, ar fi ideal de testat și efectele de gravitație și nu e atâta vorba că ei stau pe Marte unde gravitația este mai mică, ci că merg acolo în imponderabilitate, în spațiu, timp de multe luni, că sunt 6 luni, că sunt 7 luni, 8 luni, depinzând de situație. Deci ei stau foarte mult în imponderabilitate și asta deja știm din experimentele care se fac pe Stația Spațială Internațională că poate să fie o problemă. Dar, din păcate, pe Pământ nu au cum să anuleze această gravitație. Și ce am văzut eu este că experimentele rusești, de exemplu, au încercat să simuleze așa ceva scufundând persoana respectivă. Pentru că ați văzut cum este atunci când te duci într-o piscină, parcă cumva ieși mai ușor, că te mai ridică apa la suprafață, puțin, să zic așa, pseudo-imponderabilitate. Un efect. Și au folosit aceste efecte. Iar pe de altă parte, ceea ce spuneți dumneavoastră, că ei trebuie să facă mâncare, ei trebuie să producă mâncarea, ei trebuie să comunice cu restul. Da, asta este neapărat trebuie testat, pentru că dacă sunt doar 4 persoane și depind unele de celelalte, atunci trebuie să formeze o echipă foarte bună și e păcat cumva să plece acolo în spațiu și după 6 luni de zile ca să-ți dai seama că anumite lucruri nu funcționează așa de bine în cunoștințele, de exemplu, pe care le au, cunoștințe practice. Și în opinia dumneavoastră, cum vedeți această șansă pe care o are românca Anca Șelariu în contextul în care, într-adevăr, face parte acum dintr-o echipă ca rezervă, însă există șanse destul de mari să fie până la urmă titular în această echipă? Eu n-aș putea să spun că e foarte curajoasă. Chiar și aici pe Pământ să stai izolată în timp așa de mare, chiar este foarte curajoasă că vrea să facă așa ceva. Bineînțeles că competiția a fost mare și i-au ales oamenii pe baza calităților lor fizice, dar bineînțeles și cele intelectuale, pentru că iau funcții acolo. Unul este doctor, altul este inginer, altul este pilot și așa mai departe. I-am înțeles că este specialistă în biochimie, în biologie, în zona aceasta. Deci pentru ea este o foarte, foarte mare realizare. Îmi imaginez că, pe de o parte, va fi ceva special de care își va aminti toată viața. Pe de altă parte, bineînțeles, contribuie foarte mult și la cariera ei profesională. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste precizări. De altfel, interesantă discuția și am fi putut să dezbatem mai mult. Din păcate, va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate și ne reîntoarcem.